Manifestanții au exagerat un pic, nu știu dacă putem să spunem că au provocat jandarmii, iar jandarmii chiar un pic nervoși cred că au fost. Dacă despre proiectul unificării pot să spun că este un proiect de mare greutate și de o parte și de cealaltă a Prutului, cred că astfel de manifestări atrag atenția, dar sunt sceptic în ce privește utilitatea acestor manifestări în demersul efectiv de unificare. Politicieni de-ai noștri au sărit imediat, mulți au fost într-o notă populist-electoralistă. Da, l-am invitat în la ora de știri pe George Simion, liderul platformei unioniste Acțiunea 2012. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mă bucur să fiu aici pentru că la postul național de televiziune putem să explicăm oamenilor exact ce a fost acolo și care au fost intențiile noastre. Aveți multe de explicat, dar ca să aveți și o părere mai detașată, o opinie detașată, avem și un istoric prin telefon, Cosmin Popa, și mulțumim pentru prezență. Deja ne aude și va interveni la un moment dat. Spuneți-ne mai întâi de ce ați forțat cordonul de jandarmi. Explicați-ne de ce ați părăsit traseul aprobat. Nu. Traseul aprobat, de fapt, a fost o diversiune din partea primăriei și din partea autorităților. Ei își doreau foarte mult să protestăm în fața guvernului, să politizăm acest marș, să protestăm în fața unei clădiri goale și să mutăm atenția de la subiectul reîntregirii naționale, care trebuie asumat de toată clasa politică, către guvern. Dar de unde știți asta? Păi am solicitat de 5 ori în Comisia pentru Organizarea Manifestațiilor Publice să nu ne țină în zona guvernului, să revenim în piața universității. Ați cerut aprobare explicit și pentru traseul retur către piața universității? Bineînțeles, sub orice formă, pe orice străzi considerau ei, Da. Bun, nu vi s-a dat, de ce totuși ați vrut să... n-ați obținut aprobare, nu trebuie să respectați legea? Nu, în primul rând, noi am notificat. Asta era obligația noastră legală. Nu are treabă primăria să se spună decât dacă există mai multe manifestații în același timp, dacă avem sau nu voie. Este dreptul nostru câștigat în Revoluția din 1989. Acum, noi până la urmă tot am ajuns la universitate. Nu știu dacă era nevoie de tot circul ăsta. Am stat pașnic. Încălcând, practic, ceea ce a fost aprobat. Asta este discuția. Libertatea de deplasare nu este... Considerăm că încă o avem, dacă libertatea de exprimare ne-a fost îngrădită. Atunci trebuia să nu mai cereți deloc aprobare. Știți cum? Au fost o grămadă de manifestații organizate în ultimii 2 ani, ultima cu ministrul Oprea, cu imunitatea, și acolo n-a fost nicio autorizație. E o dublă măsură pe care jandarmeria o are cu noi. Domnul ministru de interne, ați auzit mai devreme, a zis că are toate elementele unei acțiuni premeditate. Și aici chiar aș vrea să punctez faptul că corturile acelea le aveți pregătite? Le aveam de 2 luni, le-a trimis filiala noastră din Suedia. Ați cerut aprobare și pentru staționare în piața universității, să stați cu corturile acolo? Noi am stat toată noaptea acolo, e un protest modern, occidental. Și nu am cerut pentru că nu trebuie să ceri, nu e un spațiu public în piețe. Deci ați pregătit corturile, da. Vrea să vă întoarceți la piața universității și să faceți acolo ceea ce am făcut. Am rămas, am cântat la chit. Dar am profitat de spațiul public, care e și al nostru, pentru a rămâne cu frații noștri din Republica Moldova acolo și pentru a da răgaz partidelor politice să ne primească și să își expună părerea privind chestiunea reîntregirii naționale. Nu știu dacă sunteți conștient că acum nu vorbim de propoziții de adversitate. Noi vrem să înțelegem și noi presa cui folosește până la urmă aceste mitinguri. Președintele, cui folosesc aceste mitinguri? Președintele Iohannis spunea că nu prea folosesc asemenea acțiuni idei de unire. Sunteți de acord? Noi organizăm de 5 ani astfel de manifestări. Întotdeauna au fost pașnice și de fiecare dată când am organizat ieșiri publice, subiectul a fost pus pe agenda publică, s-a vorbit despre acest lucru. Din nefericire, anul acesta, sărbătoarea noastră, marșul nostru, care nu se îndreaptă împotriva cuiva, este un marș pentru o idee, a fost stricat de astfel de acțiune. Puteau foarte bine să ne lasă să mergem în piața universității și dacă considerau că am încălcat vreo lege, să ne amendeze după aia, să ne trimită amenda și să decidă instanța. Avem o lege
lege a adunărilor publice care este neclară, nu se vorbește niciunde în această lege despre noțiunea de autorizație, este în schimb specificată noțiunea de notificare, noi ne-am făcut datoria, am notificat, pe când alții la alte meeting-uri nu fac lucrul ăsta. A folosit ce ați vrut prin acest meeting? Ați vrut să puneți pe tapet, asta înțeleg eu, nu? Pe agenda partidelor, înainte de alegeri, pe agenda căror partide? Partidele românești sau partidele la Chișinău? Că și acolo s-a alegerea pe o săptămână. A avut loc meeting-ul la București, era adresat către partidele din România și asta, de fapt, s-a și întâmplat. Pentru că a doua zi am intrat la aproape toți competitorii electorali. 7 partide din România au liste la alegerile parlamentare, liste complete în toate circumscripțiile. Noi am fost la 6 din aceste partide unde am fost invitați la dialog în ziua de duminică. Deci spuneți că v-ați atins scopul, ați reușit să puneți pe agenda unor partide la București? Corect. Da. Subiectul reîntregirii naționale și lucruri concrete pe care ei să le fac în viitoarea legislatură. Fiecare și-a luat bucățica unde are specialiști sau unde se pricepe. Dar, cu ce au fost cu toții de acord este că dacă vom avea în Republica Moldova o majoritate unionistă, pe cale democratică se poate realiza unirea. Și ce și-au asumat este că vor da o declarație pentru unirea cu Republica Moldova în viitorul legislativ dacă avem în Republica Moldova o majoritate unionistă. Aveți o asemenea majoritate? Știți cât e ultimul sondaj, ce spune ultimul sondaj? Depinde de ce casă și cine organizează. Vă zic că 36% ar vota pentru la un referendum. Între 20 și 36, că de la 20 se pleacă, sunt sondaje cu 20, 25, 30 în Moldova, da? Corect. În România știți cât este? 3 sferturi din... Aproape peste 70-75%. Și ce ne lipsește România? Deci cine trebuie convins, până la urmă? Trebuie convins românii sau trebuie convins moldovenii? Nu există moldoveni. Suntem români și pe partea și pe alta. Moldovenii de peste Prut. Da, și eu sunt moldovean. Terminologia oficială. Bun. Nu, terminologia oficială sunt cetățenii României și cetățenii Republicii Moldova. Cu toții suntem români. Și noi ne dorim cu toții ca dovadă. Nu putem să fim complici cu Stalin și Hitler. Stalin a inventat națiunea moldovenească, iar ce dorim noi în România, de fapt, pe lângă faptul că vrem să și acționăm, să avem o politică concretă. George Simion, scuze, academicianul mă... Ne dorim cu toții asta, marea majoritate, 75% ne dorim nea. Problema este dacă astfel ne ajută asemenea acțiuni și cu ce a urmat, cu toate incidentele, ne ajută asemenea acțiuni pentru această idee de unire. Pentru că din reacțiile din presă, și ați văzut și noastră, citiți presa, reacțiile sunt ca data pe la moară muniție electorală partidelor pro-ruse din Republica Moldova. Nu, știți cine dă apă la moară partidelor pro-ruse? Bucureștiul, care nu este implicat activ în fiecare localitate din Republica Moldova. Noi putem face mult mai mult pentru românii de acolo și nu o facem. Și ne trezim cu accidente ale naturii, cum e Igor Dodon, care de fapt este etnic român, mama lui e profesoară de limba română în satul Sadova din Călăraș, de unde e originar. E un sat 100% românesc și ajunge să reprezinte o opțiune politică pro-rusească doar prin faptul că noi nu existăm în momentul ăsta. Vorbim imediat și cu Cosmin Popa, pe care l-avem la telefon. O singur lucru aș vrea să punctez, pentru că în toate reacțiile acestea au mers către ideea, și în presă ați văzut, către ideea că dumneavoastră ați dat naștere, ați alimentat sentimentele antiromânești în campania electorală de la Chișinău, pe de altă parte că vă implicați cumva și în campania, așa și vrut, în campania de aici, din România. Asta e rolul nostru de societate civilă, nu riscați să nu vă atinge scopul, dar câtă vreme unul din foștii lideri ai Mișcării Ioniste, Acțiunea 2012, Constantin Codreanu, este primul pe lista PMP la Camera Deputaților. Nu a făcut parte din organizația noastră. Eu, unul personal, nu sunt de acord cu decizia lui să se transforme din activist civic în activist politic și chiar am ținut neapărat, de asta am vrut noi să fim la toate partidele, ca să nu partizăm cu unii sau alții. Acum sunt mai multe partide care în statut își vor pune subiectul unii. Sunteți mulțumiți. Haideți să vedem. Cosmin Popa, mulțumesc pentru intervenție, scuze că a fost mai lung, dar vreau să știm totuși de la personajul central, nu? Cumva, al mișcării, de la George Simion, ce s-a întâmplat. Vă rog! Credeți că ajută asemenea meeting-uri, pornind de la întrebarea pe care am adresat-o și inițial, a văzut că s-a referit și președintele Iohannis la ea, ajută ideii de unire o asemenea acțiune? Știți, cred că aici toți batem la porți deschise, cel puțin în ceea ce privește România.
Și oricât ne-am dori, cred că discuția despre Basarabia este o discuție de ordin politic și nu una de ordin legal. Fie că vorbim despre trasee, aprobări și așa mai departe. Calculul domnului Simion de a ocupa piața universității este unul îndreptățit. Dacă judecăm din logica unui lider de mișcare civică foarte implicat în exercițiul public și în această problematică a Basarabiei. Deci aici, într-adevăr, trebuie să măsurăm cu aceeași măsură, pentru că s-a ocupat piața universității în momente de tensiune, fără aprobare prealabilă. Aici nu este o discuție. Reacția jandarmilor, nici ea nu cred că poate fi pusă sub semnul instituționalizării. Deci avem reacția unor jandarmi. Cred că discuția, într-adevăr, ne îndepărtăm de fond. Care ar fi fondul? Fondul este cum și în ce măsură putem vorbi și face despre Basarabia. Pentru că realitatea este că și ceea ce spune domnul Simion conține mari bucăți de adevăr, și anume o anumită consecvență în implicarea României. Alimentarea partidelor prorusești de la Chișinău e un lucru, cum să zic, e mai degrabă un loc comun, pentru că cred că doar dispariția României nu ar mai alimenta sentimentele antiromânești ale unui Igor Totor. Dar nu credeți că trebuie bătută, cum să spun, șaua foarte mult și la Chișinău? Câtă vreme avem această problemă, 75% dintre români își doresc unirea, dar nu, evident își doresc, dar nu poate să ducă să facă acest lucru cu forța, pe când doar 35%... Haideți să vă spunem ce am făcut noi vara asta. Concret, pentru că lumea vede că facem miting, să răspundă domnul. Nu, vă mă iertați, aș vrea totuși să termin, închid și nu mai intervin, pentru că e clar că domnul Simion este personajul principal și dânsul are răspunsurile în ceea ce privește acțiunea dânsului, inițiată de dânsul. Aș vrea doar să spun că punerea în acest mod a problemei unirii Basarabiei în România prin acțiuni de stradă nu duce la realizarea unui progres instituțional, nu duce la realizarea unui progres în privința politicii României în Basarabia și nici nu optimizează atitudinile din Moldova. Pentru că este un mod de a pune problema electoral, care dă, este practic o minge aruncată în sus partidelor care vor intra în curând în cursa electorală și vor urma declarații electorale care veți vedea că nu vor fi însoțite de acțiuni în viitorul exercițiu politic. Deci dacă problema se pune așa, transformăm problema Basarabiei și dacă acționăm așa, transformăm problema Basarabiei într-o simplă problemă electorală. Și cred că ea este mult mai mult decât atât. Mulțumesc mult! Încheiem. L-am asistizat ceea ce și eu vreau și v-am spus. Ideea de eficiență, de utilitate a un astfel de proiect. Dacă ne apropiem de ceea ce ne dorim sau, din potrivă, ne îndepărtăm. Noi terminăm acum un ciclu electoral, terminăm un legislativ cu care am putut lucra. În 2012 am propus parlamentarilor români un set de măsuri concrete sub titlul Pact pentru Basarabia și mulți din cei care și-au asumat aceste măsuri le-au dus la îndeplinire. Noi avem, ca să ajungem la unire, avem nevoie de pași concreți. Dacă dăm și nu mai lovim în clasa politică și nu negociem și nu ne jucăm rolul de a influența deciziile și a construi programe și proiecte concrete, nu o să ajungem niciunde. Noi strigăm în stradă, da. Ei se tem de populație. Dar a zis de Republica Moldova. Mulțumesc mult, eu îmi doresc mult să influențați și oamenii de acolo, pentru că până la urmă acolo despre e problema. Asta, un ultim cuvânt de final. Da. Nu facem doar mitinguri. Am adus 40.000 de oameni din Republica Moldova în România, care nu au mai văzut niciodată România în această vară și în această toamnă în România. Am fost în 600 de state din Republica Moldova. Haideți și voi, e nevoie de cât mai multă Românie în Republica Moldova. Mulțumesc, România, cred că bateți la uși deschise, dar e problema să pune de modul în care bateți. Asta a fost discuția noastră. Mulțumesc. Să bagi jandarmii. Nu vreau să mai intrăm într-o. Mulțumesc mult pentru prezența la ora de știri.